Salutare, prieteni! Foarte recent, taximetriști din foarte multe orașe ale țării au decis să iasă în stradă și să protesteze. N-au mai făcut-o de ceva vreme, dar chestiunile pentru care au ieșit și au făcut tam-tam în marile orașe, București, Cluj, Iași, Constanța și multe altele, au fost cam aceleași, după părerea jurnaliștilor. Însă, va trebui să vedem cu cineva foarte competent dacă nu cumva există diferențe, dacă nu există cumva actualizări și ce planuri au taximetriștii pentru lunile care vin. Alături de noi este Ioan Pugna, de la Cluj, vicepreședintele Asociației Taximetriștilor din Cluj, care tare mă tem că este creierul acestei operațiuni speciale, că tot se poartă în ultima vreme titulatura. Ziua bună și mulțumesc foarte mult pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Mulțumesc pentru invitație, domnul Alexandru. Nu sunt creierul, noi, asociația noastră, doar, să spun așa, a rezonat cu restul asociațiilor din țară, organizatoare ale acestui protest care s-a desfășurat ieri în majoritatea reședinților de județ. Nu sunt eu inițiatorul, nu mă rog, să spun așa, drepturi sau merite pe care nu le-aș avea. Noi am participat la Cluj, am organizat la Cluj un protest autorizat și ne-am, să spun așa, afiliat la restul orașului. De la ce a plecat de data asta nemulțumirea sau nemulțumirile? Nemulțumirile sunt mai multe, dar cum bine știți, în 2019 legiuitorul de la acea vreme a decis prin ordonanță de urgență să reglementeze un serviciu relativ identic cu două legi speciale. Adică nu au fost de acord să fie cuprinși în legea 38, legea taximetriei, care exista la acea vreme și se putea reglementa foarte frumos toată treaba. Au decis să dea, să spun așa, o ordonanță de urgență care ulterior a devenit legea 204/2019. Ori, în momentul în care s-a decis emiterea acestei ordonanțe, în 2019, ministrul transporturilor de la acea vreme, domnul Cuc, ne-a promis, a spus că este o reglementare la care, să spun așa, într-un fel îl obliga o decizie a Curții Europene de Justiție, interpretată în mod eronat în România, prin care Curtea Supremă de Justiție, Curtea Europeană de Justiție, să spun așa, recomanda țărilor să reglementeze într-un fel sau să cuprindă în legea taximetriei acest tip de serviciu care la vremea aceea spuneau că este foarte nou și inovativ. Dar acum, după 4 ani, toată lumea și-a dat seama că nu s-a reinventat apa caldă sau roata. Am înțeles. Deci este vorba despre paralela cu companiile de tip ride-sharing și povestea asta despre care spuneți că durează 4 ani. Cine era ministru atunci? Domnul Cuc. Cine? Domnul Cuc. Domnul Cuc. Da. De atunci, de la domnul Cuc... A fost emisă de Ministerul de MCSI. Am înțeles. Și de ce spuneți că s-a interpretat eronat acea recomandare? Păi, în nicio țară europeană nu a fost reglementat separat față de legile existente, de legile taximetriei. Suntem singura țară din Europa care a emis, să spun așa, o lege separată, care reglementează un serviciu, cum am spus, aproape similar cu cel de taximetrie. A fost reglementat, după părerea noastră, în opinia noastră, a fost reglementat foarte, foarte light, să spun așa, foarte prejudicios pentru serviciul deja existent. Deci avem o lege pentru taximetrie și o lege pentru companiile de ride-sharing, corect? Exact. Suntem singura țară din Europa care are două servicii aproximativ similare, reglementate din două legi. În Spania, în Germania, de exemplu, sunt cuprinși în legea taximetriei. Am mai făcut un capitol VTC, ca și vehicul cu un șofer. Și diferența asta e atât de deranjantă încât ați decis să ieșiți în stradă pentru ea? Diferența este deranjantă pentru că, în principiu, să înțelegeți, s-a legiferat, să spun așa, un cadru profund neconcurențial, pe care o spune și studiul făcut pe parcursul a 2 ani, 2021-2022, Consiliul Concurenței. La vremea respectivă, Coaliția pentru Digitalizarea României a marșat pe ideea că este un nou model de business, ori știm foarte bine că aplicații au avut taximetria încă din 2012. Nu s-a reinventat apa caldă. Teza și, să spun așa, marketarea acestui tip de
afacere a fost făcută folosind mai mult vectori din online, anumiți influenceri la vremea aceea care au spus că este un serviciu, alt tip de serviciu. Ori nu este alt tip de serviciu, e tot transportul la B. Teza conform căruia la început ei făceau un marketing foarte agresiv, conform căruia un pictor sau un actor sau mai știu eu ce, un maestru în drumul lui de acasă, la servici, îl mai ia și pe cetățeanul X și împart costurile, că de fapt asta înseamnă ride sharing, că îți împarți costurile la călătorie, a devenit acum un, să spun așa, un job deja full time. Adică nu acum, era și atunci, dar nu ne-am făcut înțeleși cu guvernanții de la cea vreme. În momentul de față, cât de tare simțiți presiunea asta? Fiindcă îmi închipui că breasla, dacă a ieșit în stradă, înseamnă că a ajuns din nou la capătul unei limite a răbdării. Din păcate, ei fiind, să spun așa, copile conforme, conform legii, copile conforme nu sunt limitate, așa cum este la serviciul de taximetrie. Pentru că, vedeți dumneavoastră, asta ne deranjează pe noi, să spun așa, și sunt cele mai mari dorințe sau, să le spun, revendicări, modul de reglementare și discrepanțele majore între cele două tipuri de transport, între serviciul de taximetrie, care este un serviciu foarte bine reglementat, cu foarte multe diligențe care trebuie să le respecte, și serviciul de ride sharing, transportul alternativ, nu știu dacă există alternativă la transporturi, este reglementat mult mai la condițiile și acceptarea și modul de desfășurare a acestui tip, e mult mai facil și total netransparent. Dați-ne un exemplu, ca lumea să primul exemplu care îmi vine acum în minte, că poveștile din piață sunt foarte multe și mulți influenceri și mediul online să precipită mulți vorbitori cu teza conform căreia taximetriștii nu-și doresc concurență. Bă, ne dorim concurență, dar aceasta să fie loială. Nu poate să fie concurență loială în momentul în care noi avem un tarif fix reglementat de autorități și, să spun așa, justificat ca și cheltuială și ca și costuri la primărie, care se adoptă de către administrația locală printr-un HCL, trebuie respectat un ordin ANRSC. Kilometrul, că ăsta e unitatea de măsură în transporturi, kilometrul este măsurat cu un aparat verificat metrologic. Dincolo, să spun așa, tarifele nu știe nimeni componenta tarifului și îți mișcătoare, știți? Îi spune tarif dinamic, adică cerere și ofertă. Dacă sunt cerere mare, tariful crește și se poate ajunge la triplarea sau chiar de 5 ori tariful, să spun așa. Și știți foarte bine, în timpul evenimentelor sau când e solicitare mare, să dublează, să triplează de 4 ori, de 5 ori, pentru că să profită, să spun așa, în momentul respectiv, de o nevoie de transport. Asta ar fi una din discrepanțe. Plus că la ei kilometrul e măsurat de un dispozitiv GPS, care nu știu cât e de precis, să spun așa. Plus că în componenta tarifului mai apar tot felul de chichițe, timp petrecut cu șoferul, timp petrecut la semafor, timp petrecut în intersecție. După aia vine partea de fiscalizare, care, contrar legii 204, care îi reglementează, la articolul 6 le spune clar că toate operațiunile financiare se fac printr-o subsidiară înregistrată la ONRC, adică printr-o entitate înregistrată la Registrul Comerțului Român. Știm toți, probabil și dumneavoastră ați consumat tipul ăsta de servicii, facturarea se face exclusiv prin subsidiare din Estonia și Olanda. Ori nu poate să vină să spună domnii de la Coaliția pentru Digitalizare sau orice influență să spună că banii nu sunt exportați. Banii sunt exportați. Banii care rămân în țară sunt strict cheltuielile pe marketing. Vă puteți uita că sunt informații publice. Este obsidiară Bolt și Uber care desfășoară exclusiv servicii de publicitate. Atât. Ei cum se laudă că fac catralioane de curse pe an? Ultimul raport Bolt am înțeles că undeva la 60 de milioane de curse. Uitați-vă la, să spun așa, taxele plătite de această companie în România. Și dacă spune un leu pe cursă, ceea ce este evident 60 de milioane de lei, o sumă destul de frumoasă, și că o să vedeți discrepanța.
Păi da, dar statul român ar trebui să aibă instituția sau instituțiile care să intervină, măcar la capitolul ăsta, la impozite și taxe. Mai multe asociații la vremea aceea, în 2019, mai multe asociații am făcut sesizări inclusiv la SICE, la Serviciul de Investigații și Comunicații Economice. Dar știm foarte bine că reprezentantul Uber în România, la acea vreme când a fost lansat serviciul, a fost doamna Adriana, care era fiica fostului șef de la ANAF. Deci cumva prin lobby în politic și lobby în, să spun așa, cartierul general, și-au păzit spatele, să spun așa. Da, continuare și astăzi, pentru că una dintre revendicări este suspendarea imediată de către MCSI, emitentul avizului avizelor tehnice ale acestor două platforme până la intrarea în legalitate și astăzi încă nu se respectă legea, în speță articolul 6 din legea 204. Înțeleg ce spuneți și aveți în mare dreptate, numai că în povestea asta, repet, după părerea mea, statul e cel din tâi chemat să se sesizeze, dacă nu ar fi trebuit deja să o fi făcut, dar se pare că n-a făcut-o până la ora la care producem împreună această emisiune. Și sunt curios după mișcarea de protest, dacă aveți semnale că s-au trezit. După proteste, de fapt și înainte cu câteva zile de începerea protestelor, după cum bine știți, acum a fost o rocadă la guvern și până s-au așezat pe post. Eu deja am vorbit cu șeful grupului parlamentar PSD din Camera Deputaților, domnul deputat Ciprian Șerban, care ne-a mai ajutat și cu alte ocazii în modificarea legii 38. Și urmează să medieze dânsul o întâlnire între reprezentanții asociațiilor care am participat la acest protest și domnul ministru al transporturilor Sorin Grindeanu și un reprezentant, cred că un secretar de stat la MCSI, de la Ministerul Comunicațiilor. Asta se va întâmpla curând? În prima săptămână din iulie, cu siguranță. Noi, deocamdată, ne-am dorit să tragem un semnal de alarm, colegii din toată țara. Ne-am dorit să tragem un semnal de alarmă, tocmai ca politicul să sesizeze și să vadă, și noi să venim cu argumente, să vadă discrepanțele, să vadă, să spun așa, ingineriile financiare care se fac în spate, pentru că nu se poate spune că în 2023 nu sunt cunoscute, sunt cunoscute foarte bine, dar încă, în continuare, cineva face lobby pentru el și face lobby la nivelul cel mai ridicat. Rămân anumite lucruri pe care doresc să le clarific împreună cu dumneavoastră, fiindcă aveți experiență, probabil că practicați taximetria de ceva vreme și principalul lucru pe care cetățeanul român care apelează la această formă de transport, deci principalul lucru pe care și-l dorește e călătoria în anumite condiții. Le știți foarte bine, există tot felul de reproșuri că într-un taximetru normal, să-l numesc așa, nu ai aceleași condiții, pe când dincolo regulile sunt diferite, mașina arată pusă la punct. Care e părerea dumneavoastră vis-a-vis de chestia asta și cum o vedeți cât mai obiectiv posibil? Am să încerc și mă străduiesc să fiu obiectiv pe această temă. Asociația noastră, să spun așa, la nivelul municipiului Cluj-Napoca. Deocamdată aici ne desfășurăm activitatea. Pot să vă spun că desfășoară acțiuni și încercăm să responsabilizăm pe colegi în legătură cu prestarea serviciului. Fiind un serviciu public, acum trebuie să știți și dumneavoastră, suntem expuși. Suntem expuși la hate, suntem expuși, mai ales fiind în trafic, suntem expuși la hate-ul celorlalți participanți la trafic. Și de aici multe povești, să spun așa, nu neapărat înflorite, multă poveste și mult hate. Pentru că acum, ce s-a întâmplat? Apariția și boom-ul rețelelor de socializare a dat mână liberă tuturor să fie un mic influencer. Că se întâmplă mizerii și că, din păcate, încă sunt colegi care refuză curse, să spun așa, sau au mașinile murdare, sau, nu știu, au mai maimuță, sau ce le mai zice, se întâmplă pentru că autoritățile locale nu-și fac treaba, din păcate, nu se respectă regulamentele locale, nu sunt controle câte ar trebui și când se fac controle,
sunt foarte targetate, sunt foarte țintite și nu prind în plasă, să spun așa, pe toată lumea. Dar, la fel, pot să vă confirm că și în cealaltă parte există mașini mizerabile. Ce pot să vă spun? Îi că nu există pădure fără uscături și ca în orice domeniu, în funcție de tariful cu care te vinzi, pentru că asta am vorbit și chiar cu colegii din București, nu știu cum vă explicați dumneavoastră că în București 2-39 km, când tariful de uzură, adică tariful de ruinare, îi 3 lei și vreo 50 de bani. În Cluj, acum, în timp ce vorbim, tariful per kilometru e 4,05. Dacă veniți în Cluj, o să vedeți și taxiuri de 50.000 de euro. De? De 50.000 de euro. Adică mașini noi, nouțe, electrice. Am înțeles. Aici e într-adevăr o mică dilemă. Nu pot să-mi o explic cum există anumite prețuri la tarife. Pe de altă parte, există o poveste peste care cred că, cel puțin la nivelul Bucureștiului, unde locuiesc și unde mă ciocnesc în fiecare zi de povestea asta, dom'le, rămâne mult în urmă cu conștiința personală. Adică fiecare ar putea să facă la locul de muncă, cum se spunea pe vremuri, mult mai mult decât să face. Uneori uităm că ne câștigăm banii din, nu știu, acea mașină, din exploatarea ei și din interacțiunea pe care o avem cu celălalt. Fiindcă, în fond și la urma urmei, meseria dumneavoastră presupune multă interacțiune și prezență fizică. Adică, în urmă, la final, acțiunile de PR sunt binevenite. E ceea ce fac ceilalți în primul rând. Cum a spus domnul Alexandru, cunosc și taximetria bucureșteană și în momentul în care un serviciu devine ieftin, se vinde ieftin, adică îi ieftin, își pierde calitate. Se pierde mult din calitate. Faptul că veniturile unui coleg din București sunt mult diminuate, ei acum au o concurență în București, din ce informații am eu, mai sunt active undeva la 2000 de taxiuri, în ideea în care sunt autorizate 8000. Câte? 8000? 8000, dar am înțeles că sunt 700 de autorizații pe care domnul Nicușor Dan încearcă să le reatribuie, dar nu mai trebuie la nimeni. Devenind un serviciu ieftin, cum v-am spus că aici intervine problema tarifului, devenind un serviciu ieftin, automat operatorul e fortuit, să spun așa, să-și limiteze cheltuielile, să nu facă întreținerea mașinii corect. Nu are de unde să investească într-o mașină nouă, nu are de unde să investească să își spele mașina în fiecare zi sau să-i facă tapiseria în fiecare zi. Faptul că a devenit un serviciu ieftin a produs, să spun așa, și scăderea dramatică a calității. Adică apariția tot felul de persoane dubioase în serviciu și acum sunt flote întregi, sunt operatori care au mașinile trase pe dreapta pentru că efectiv nu mai găsești forță de muncă. Pentru că, și aici deja ajungem în topicul emisiunii, cred că, a apărut celălalt tip de serviciu, să spun așa, care poate fi practicat cu orice mașină. Ați văzut, mulți dintre dumneavoastră, dintre participanții la trafic, nu vă dați seama că orașul e aglomerat mult din cauza ride-sharing-ului. Sunt convins că vedeți la semafor sau un trafic foarte mult de mașini de Călăraș, de Dâmbovița, de Vaslui, de Constanța, de Galați, toată zona din jurul Bucureștiului. Încarcă traficul și s-au făcut studii despre încărcarea suplimentară a traficului și congestia traficului de către companiile de ride-sharing. Și aici ajung la o altă revendicare, pentru că ei sunt nelimitați. Ei nu au un număr. Noi suntem limitați pe considerentele de medii, să spun așa, de protejare a calității vieții și aerului din marile aglomerări urbane, că poluare. Da. În acolo. Ei, în Cluj-Napoca, de exemplu, în alte ore, în Cluj-Napoca norma minimă de poluare Euro 5, în alte orașe deja este Euro 6. La ei, singura condiție este ca mașina să aibă 4 portiere și să nu fie mai veche de 15 ani. Este singura condiție. Și să aibă un ITP făcut la 6 luni. Nu sunt limitați ca pondere. Taximetria este limitată ca și pondere pe un algoritm de 4 autorizații de taxi la 1000 de locuitori. Algoritmul agreat la nivel european
pe serviciul de ride sharing este undeva la o autorizație la 6 taxiuri în Spania, în Franța este de o autorizație VTC la 8 taxiuri. În urma unor negocieri cu asociațiile taximetriștilor și asociațiile care au reprezentat la acea vreme ride sharing-ul, s-au ajuns la niște algoritmi. Ori, la noi nu sunt limitați în acest moment. În București sunt peste 35 de copii de mașini active în trafic. Deci taximetria din București a fost sufocată. Asta îmi spune, adică îmi spuneți că cel puțin la nivelul capitalei nu mai rentează să te apuci de meseria asta în 2023? Nu am o analiză financiară și nu am vorbit cu colegi din București să spun cu date concrete, dar sunt convins că la un tarif de 2,59 cât au marile companii sau 2,89 că în jurul cifrei se... Da, da, 2,69, 2,89, așa e. Nu are cum să fie profitabilă. Adică probabil că trăiește de pe o zi pe alta, probabil că trăiește de pe o zi pe alta, dar știți foarte bine că un business trebuie gândit pe termen mediu, lung și nu mai are bani să investească operatorul, societatea comercială, nu mai are bani să investească în calitate. Și în calitate cum poți investi? În mașini, în prestanța, în angajați, în serviciu, să spun așa. Asta calitate. Înseamnă că dacă Cluj are 4 lei pe kilometru, București ar trebui să aibă măcar 6 lei. Dacă... Eu cred că Bucureștiul ar suporta un tarif de 3,50 foarte, foarte ușor, fără un impact, să spun așa, în publicul, în client. Există, dar să știți că 3,50 nu e bine văzut atunci când vezi valori mai mici sub acest prag. Aici ține de viziuni și de modul în care dispeceratele din București se marketează și își tratează colaboratorii. Pentru că în momentul în care taximetria devine un adjuvant al transportului public și e mai ieftin să meargă 4 persoane cu un taxi decât cu autobusul, calitatea scade și nu ai cum să mai ai așteptări de îmbunătățire a calității. Mai sunt lucruri pe care le-ați cerut în urma protestului recent și cam, nu știu, la ce așteptări vă gândiți? Sincer, așteptările sunt foarte mari. Eu, în urma convorbirii telefonice pe care am avut-o ieri cu domnul deputat Ciprian Șerpan, am speranța că se poate modifica. La fel, cum vă spuneam, în 2019, când a fost emisă ordonanța 49, care ulterior a devenit legea 204, acest lucru a fost făcut cu promisiunea către noi, cu promisiunea guvernanților de atunci, că în următoarea perioadă, în urma unor studii aprofundate și a cercetărilor, se va reveni prin modificări, pentru că nici legea taximetriei nu este în forma în care a ieșit în 2003. Am mai suferit modificări. Ori, cred că e momentul ca această lege să sufere modificări. Dar v-am spus, nu poate să plece, nu pot pleca aceste modificări decât de la suspendarea inițială a avizelor tehnice ale acestor două platforme. V-am spus, pentru că nu respectă articolul 6. Și dacă statul, prin reprezentanții săi, nu va decide că trebuie să suspende ceea ce susțineți dumneavoastră? Sau dacă statul va merge pe ideea că în continuare mai bine să existe două legi? O poveste unicat, după cum ne-ați povestit, pentru bătrânul continent. Nu e nicio problemă. Eu sunt adeptul diplomației. O să rămână două legi, dacă așa o hotărâ guvernanța, să rămână două legi, dar atunci trebuie să fie aduse, să spun așa, trebuie echilibrat. Să nu mai existe dezechilibru. Adică, la fel, și ei trebuie să fie limitați pe aceleași considerente cum este limitat serviciul de taximetrie, calitatea vieții și aerului și congestia în traficul din marele orașe. Limitați pe un algoritm care se poate stabili la nivel european, se poate adopta algoritmul stabilit la nivel european sau se hotărăște, din nou ar fi o premieră, un nou algoritm în România. Cursele trebuie să fie fiscalizate în mod transparent. Trebuie respectate recomandările Consiliului Concurenței, care a spus ca rezultat al acestui studiu
petrecut pe parcursul a 2 ani, că tariful dinamic este netransparent, să spun așa, și algoritmii pot fi viciați, pentru că deja sunt grupuri de WhatsApp în care șoferii de la ride sharing spun gata, ieșim toți din platforme și platforma, să spun așa, algoritmul platformei artificial creează tarif dinamic, după care reintră toți înăuntru, stau online, că sunt online și iau cursele, să spun așa, cu tarif dinamic. Și pe lângă aceste dorințe, ne dorim, pe lângă aceste puncte, ne dorim ca discrepanța, și prin aceste modificări, ne dorim ca discrepanța dintre cele două tipuri de servicii să fie redusă. Pe de altă parte, companiile de ride sharing parcă au o relație mult mai apropiată, mai familiară cu internetul. Nu ar fi timpul să faceți același lucru și dumneavoastră taximetriștii original, dacă vă pot numi așa? Domnul Alexandru, repet, aici este o poveste foarte lungă și cred că ar trebui să facem 5 emisiuni, să vedem unde am greșit, că ne știm greșelile. Din păcate, la nivel local, taximetria e organizată prin dispecerate, ori acolo, dacă sunt 5 dispecerate în oraș, în majoritatea reședințelor de județ sau a locațiilor unde sunt 4-5 dispecerate, e un conflict mognit între cele 4 dispecerate. Îs orgolii multe și nu am fost capabili să ne unim într-o aplicație, să spun așa, la nivel național. În schimb, sunt aplicații agregatoare, pe care le știți foarte bine, care cuprind, să spun așa, în portofoliu toți taximetriștii și alea merg foarte bine. Eu de multe ori când m-am întâlnit în cadrul mai larg, să spun așa, cu reprezentația taximetriei, am spus că asta e greșeala noastră pe care trebuie să o reparăm de vreme, undeva în 2015, să aibă și taximetria o aplicație nativă. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră. Din păcate, cum vă spuneam, orgoliile sunt mari, interesul financiar la fel, și sunt făcute, să spun așa, tot felul de bisericuțe și de enclave financiare sau de orgoliu în toate orașele în care ei susțin că aplicația lor e cea mai bună. Ori niciodată clientul nu o să-și umple telefonul dacă vine din Cluj în București cu aplicații a tuturor dispeceratelor. În schimb, v-am spus, sunt aplicații agregatoare care... Da. Și care sunt cele mai folosite, de departe. Da, sunt cele mai folosite pentru că se poate plăti cu cardul, poți să dai rating la client, exact ca și la serviciul de transport alternativ, la ride sharing. Dar asta e o problemă pe care eu nu o văd o rezolvare rapidă, pe termen mediu, să zic așa, în taximetrie. Faptul să ne adunăm toți într-o aplicație nativă. Adică vedeți că bisericuțele astea o să mai funcționeze ceva vreme. Din păcate, aș zice. Din păcate. Pentru că legea 38 mai are încă niște articole care trebuie datate la 2023. Fiindcă foarte mulți clienți, mă refer aici în special la cei tineri, nu mai folosesc de mult decât aplicațiile online. Nici nu concep să se ducă în altă parte. Nici nu știu dacă au această noțiune că ar trebui să sun la nu știu ce dispecerat. Păi ești, spune, eu în 2023 nimeni nu mai stă cu telefonul. Păi tocmai, aia e. Iar în Ardealul, mie mi se pare că povestea stă mai bine decât în București, fiindcă problema e... Pe partea de digitalizare, da. Adică Clujul cel puțin e campion pe partea asta. Să știți, eu am și un dispecerar și să știți că telefonul sună în continuare și azi rămâne surprins. Sunt în gama de, adică să spun așa, eșantionul de solicitări vin de la clienți de la 16 la 65 de ani. Prin dispecerat? Da, prin dispecerat. Asta e bine, înseamnă că ați reușit să vă păstrați piața, ca să zic așa. Da. Da, într-adevăr, pandemia a redus, să spun așa, și a mușcat drastic din dispecerat. În timpurile astea, mai ales după cei 2 ani de pandemie, care au mușcat din diverse colțuri, pe unde a putut și a amestecat de-a valma totul, ați mai găsit personal și las la o parte chestia cu celelalte companii rivale care și-au găsit probabil mult mai ușor angajați, dacă îi pot numi așa. Serviciul de taximetrie fiind un serviciu de transport public nu a fost afectat de pandemie.
este un serviciu care se desfășoară non-stop 24 din 24. Că au fost restricțiile de mobilitate impuse cetățenilor, implicit s-a repercutat în numărul de curse. Și țineți minte foarte bine, mobilitatea era restrânsă. Da, da. Nu au fost probleme de personal. În schimb, faptul că încasările au scăzut la 20-30% cât era în 2019, să spun așa, înainte de pandemie, normal, personalul, să spun așa, a migrat în alte domenii care funcționau și mulți dintre ei au rămas în acele domenii, nu au reușit taximetrie. Asta s-a întâmplat în tot ce înseamnă servicii publice. Da, asta așa este, sunt de acord. Unele și-au revenit mai repede, altele încă mai lucrează la capitolul ăsta, la revenire. Eu cred că încă nu și-au revenit complet. Probabil în cazuri izolate, să spun așa, foarte bine țintite, și-au revenit. Dar încă nu ne-am revenit și nici nu cred că o să ne mai revenim la nivelul duduia tot în 2019. Pentru că, din păcate, apar alte probleme. Cum vedeți vara asta, Ioan Pugna, din perspectiva protestului taximetriștilor? Adică aveți așteptări că măcar peste vară se va pregăti terenul pentru ca eventual în toamnă să se schimbe lucrurile pe aici, pe acolo, cum ar zice nenea Iancu, măcar? Eu vă spun sincer că am mari speranțe. V-am spus că am vorbit cu domnul deputat Ciprian Șerpan și am mari speranțe că legiuitorul, pentru că noi acolo trebuie să ajungem, legiuitorul o să vadă și o să fim noi în stare, să spun așa, să reparăm, să spun așa, dezechilibrul dintre cele două tipuri de transport, care de fapt e același tip de transport. Și sper că în toamnă, cum a spus și dumneavoastră, să avem modificări la legea 204, modificări care să ajung să nu neapărat să ajute taximetria, mai mult să readucă concurența loială pe o piață destul de restrânsă în urma pandemiei. Cam în mare, cam asta e dorința noastră. Plus, să spun așa, repararea discrepanțelor într-un modul de autorizare la taximetrie și la serviciul de ride-sharing. Pentru că, vă dau un simplu exemplu, un operator de taxi nu e autorizat dacă nu are mașina în proprietate sau utilizator pe un contract de leasing. Ori, la ride-sharing se poate cu un contract de închiriere încheiat din Torpedo să se meargă la ARR și să se obțină copie conformă. Așa au apărut și flotele în ride-sharing, oameni potenți financiar, au cumpărat mai multe mașini și le-au dat la plan, să zic așa. Da. Pe de altă parte, Ioan Pugna, mulțumesc foarte mult, fiindcă ne apropiem de final, dar câți taximetriști estimați că avem în momentul de față la nivelul întregii țări? 5.000, 6.000? Dacă mă întrebați câți taximetriști sunt... Da. Grosso modo, aveți idee? 77.000. 77.000? Da. Mamă, asta e o breazul important. Și e bine ca ea să rămână acolo unde e. Da, suntem o breazul care nu avem cod ca aer. Nu avem cod de aer. Încă un lucru pe care statul român trebuie să-l rezolve cât mai repede, să sperăm că o să o facă măcar peste vară, fiindcă lucrurile se adună și cele care nu se rezolvă, știm cu toții, odată bolovanul ăsta a pornit, calcă totul atunci când se prăvale. Mulțumesc, Ioan Pugna, și ținem legătura, fiindcă cu siguranță vom mai avea de discutat, așa cum știm noi că funcționează lucrurile în țara asta, fie în Ardeal, fie jos, în sud, în București. Ce să vă urez? Să aveți parte de clienți simpatici și de condiții, noi toți avem parte de condiții frumoase de transport. Toate cele bune tuturor celor care ne-ați urmărit, rămâneți alături de Jurnal de Business și de Canal 33 pe data viitoare.